Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acest este MobiCast 158 și avem o tonă de lucruri să vă spunem. Evident, este vorba despre Mobile World Congress 2017, dar s-a lansat și Nintendo Switch în România și avem o grămadă de alte noutăți, bunătăți și lansări. În primul rând a debutat Huawei P10 și varianta P10 Plus, Huawei Watch 2, LG G6, Galaxy Tab S3, un nou Nokia 3310, Nokia 3 și Nokia 5, Xperia XZ Premium și alte telefoane de la Sony. Și de asemenea, după cum spuneam, consola Nintendo a debutat local și internațional. Evident, ne vom axa strict pe lansările de la Mobile World Congress 2017, unde a fost colegul Claudiu Sima și ne-a adus hands-on-uri. Primul debut a fost cel al lui BlackBerry K1 sau K1, cum vreți să-i spuneți. Se numea Mercury, acesta era numele de cod până să debuteze oficial. Vine cu preț de 600 de euro, din câte am înțeles, și combină o tastatură full QWERTY cu touch capacitiv. Are camera lui Google Pixel în spate, ecran de 4.55 cu rezoluție atipică de 1620x1080 de pixeli, procesor Snapdragon 625, 3 GB de RAM și, după cum spuneam, camera principală 12 megapixel de la Google Pixel. Camera frontală este de 8 megapixeli, mai primit 32 GB de stocare și o baterie de 3505 mAh. Rulează Android Nougat și are BlackBerry Hub. LG G6 este noul flagship, al costa $800 și vine cu dotări diferite în regiuni diferite. Are un corp metal și sticlă, cameră duală cu senzor de 10 megapixel și lentilă wide angle la unul din senzori. Are Google Assistant preinstalat și un ecran de 5,7 inch, ecranul este cu adevărat unic, are colțuri rotunjite, Dolby Vision HDR, aspect 18:9 și e foarte imersiv. Avem și baterie de 3300 mAh, încărcare wireless, iar procesorul este un Snapdragon 821 cu heatpipe. Acustică Hi-Fi DAC și port USB Type-C sunt la bord, plus 4 GB de RAM și o cameră de selfie de 5 megapixeli. Spuneam de Huawei P10, a debutat cu cameră duală cu optică Leica în spate. Este vorba despre tehnologie 2.0 de la Leica și lentile Sumarit de această dată. Avem un senzor monocrom de 20 de megapixel și culori 12 megapixel pentru a compune această cameră. Și la camera selfie primim optică Leica de această dată. Ca OS are Android Nougat cu Emotion UI 5.1 aplicat peste, iar telefonul vine cu un design mai rotunjit decât P9 și de asemenea are nuanțe noi, Dazzling Blue, Greenery și alte câteva. La interior avem un procesor Kirin 960, iar terminalul vine cu ecran Full HD de 5.1 inch, iar varianta P10 Plus are un ecran Quad HD de 5.5 inch. Avem 4 GB de RAM pe P10, 6 GB de RAM pe P10 Plus și baterie de 3200, respectiv 3700 mAh. Selfie cu cameră de 8 megapixel, scanner de amprentă în buton Home și butonul Home, are și rol de buton Back și Recent cu gesturi dedicate. 650 de euro este varianta P10, 799 de euro pe 10 Plus. Tot Huawei a lansat și un ceas, Huawei Watch 2, în două versiuni, Classic sau Sport. Rulează Android Wear 2.0 și are și variantă Porsche Design. Apoi vine cu slot Nano SIM 4G LTE, 4 GB de stocare și 768 MB de RAM. Are Bluetooth, are Wi-Fi, are NFC și un corp rezistent la apă și praf, evident, are senzor de puls, iar bateria trebuie să asigure 2 zile de utilizare. Una dintre cele mai interesante și așteptate lansări a fost cea Nokia. A debutat Nokia 3310 2017. Este un feature phone care păstrează ceva elementele design de la modelul din anul 2000. Costă 49 de euro, are Snake, are ecran color, cameră în spate cu blitz și un format iconic. Evident, este mai subțire și mai ușor. Vine pe roșu, galben, albastru, gri și alte nuanțe și bateria trebuie să asigure până la 22 ore de convorbiri. Măsoară 12,8 mm în talie, e fabricat din plastic, are ecran WVGA de 2,4 inch și ca platformă software are Series 30 Plus. Doar 2G drept conectivitate. Apoi au debutat și smartphone-uri, îl avem pe Nokia 5 cu ecran de 5,2 inch. E practic un Nokia 6 mai mic, vine cu o carcasă metalică, cameră de 13 megapixeli, selfie de 8 megapixeli, același procesor Snapdragon 430, 2 GB de RAM, 16 GB de stocare și Android Nougat. Baterie de 3000 mAh și între timp s-a lansat și Nokia 6 în varianta internațională, dar s-a ramificat în două variante. 230 de euro costă modelul cu 3 GB de RAM și 300 de euro costă modelul cu 4 GB de RAM și 64 GB de stocare, o variantă Art Black care e un fel de Jet Black Glossy arătos. Cât despre Nokia 3, este un smartphone de buget, construcție premium. Costă 140 de euro, are Android Nougat, procesor MediaTek quad-core, 2 GB de RAM, 16 GB de stocare și o cameră principală de 8 megapixeli, aceeași rezoluție și pentru camera selfie.
Nici Motorola n-a lipsit. Ei au anunțat telefoanele Moto G5 și Moto G5 Plus. Sunt modele cu corpuri metalice, cel puțin ca aparență, ca design. Am văzut la un moment dat un capac spate înlăturat care nu părea chiar metalic la Moto G5. În fine, ecrane Full HD. Moto G5 are un ecran de 5.5 și procesor Snapdragon 430, 2 GB de RAM, până la 32 GB de stocare, slot microSD și cameră de 10 megapixele în spate. Între timp, G5 Plus are un ecran de 5.2 inci, procesor Snapdragon 625, 2 sau 4 GB de RAM și 3264 GB de stocare, plus cameră de 12 megapixel cu senzor dual pixel și baterie de 3000 mAh. Prețul este 199 de euro pentru G5 și 239 de euro pentru Motorola Moto G5 Plus. Samsung a avut la rândul său o conferință la care s-a axat mai degrabă pe tablete. Două tablete mari și late. Galaxy Tab S3, o tabletă Android cu ecran de 9,7 inci, procesor Snapdragon 820, un ecran cu suport HDR și baterie cu încărcare rapidă, 4 GB de RAM, suportă interacțiune cu S Pen, are LTE de categoria 6, panoul de display este Super AMOLED și avem și patru difuzoare stereo tunate de AKG Harman. Tabletă subțire și ușoară, cum am văzut până acum în seria Galaxy Tab. A mai debutat Samsung Galaxy Book cu Windows 10 și S Pen. Are două diagonale, două variante de diagonale, 10,6 inci sau 12 inci. Ecran Full HD TFT la 10,6 inci sau Super AMOLED, dar 12 inci cu rezoluție Quad HD. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, cameră de 10 megapixeli în spate, două porturi USB Type-C și S Pen-ul are o vârf special de 0,7 mm, plus primim și o baterie ce oferă până la 10 ore de funcționare. Sony a adus probabil cele mai interesante telefoane. În primul rând au avut flagship-ul principal, Sony Xperia XZ Premium. A primit și un premiu al autorității de la Mobile World Congress, de la GSMA. Telefonul vine cu ecran 4K, o cameră Motion Eye cu captură slow motion la 960 fps. Designul este în mare cam ca Xperia XZ, poate cu muchia mai îngustă și cu extra sticlă. Două panouri din sticlă cu margini curbate, Gorilla Glass 5, rezistență la apă și praf, ecran 4K după cum spuneam de 5,5 inch și noul procesor Snapdragon 835, poate și motivul pentru care nu am putut pune mâna pe telefon, probabil nefiind gata chipsetul. 4 GB de RAM, 64 GB de stocare, cameră de 19 megapixeli și baterie de 3230 mAh. Telemetru laser și senzor infraroșu la pachet. Am mai sosit Sony Xperia XZS cu procesor Snapdragon 820 și el are cameră cu captură la 960 fps, Android Nougat, măsoară 8,1 mm în grosime și are un ecran Full HD de 5,2 inch. Aduce 4 GB de RAM, 32 64 GB de stocare și camera sa de 19 megapixel are funcție anti-distort. Capturează video 4K, are cameră selfie de 13 megapixeli și costă $700. Apoi au debutat și două modele mid-range de la Sony, Xperia XA1 și XA1 Ultra. Din câte știu, o cameră de 23 de megapixeli, autofocus hibrid și steady shot, cameră de 8 megapixeli pentru selfie, baterie 2300 mAh pe modelul XA1, iar XA1 are și un ecran edge-to-edge ca Xperia XA, poate chiar mai îngust, cine știe. Procesoare Helio P20 de la MediaTek au ambele, 3 GB de RAM, 32 GB de stocare, iar Xperia XA1 Ultra are camera la fel, are o cameră frontală de 16 megapixeli și evident un ecran mai mare, Full HD de 6 inci. Și bateria sare la 2700 mAh, RAM-ul la 4 GB. Iată, ne ajungem și la Alcatel. Ei nu au avut telefoane care să zic că sunt ultra high mega end, au avut în special telefonul Alcatel A5 LED. Se numește astfel pentru că are un spate modular, atașăm un capac spate iluminat cu LED-uri, se sincronizează la muzică, un fel de LED-uri disco, poate primi și alte capace spate cu extra baterie. Cât despre telefon, ecran HD de 5,2 inch, procesor MediaTek Octa-Core, 2 GB de RAM, cameră selfie de 5 megapixeli, principală de 8 megapixeli, Android Marshmallow, 4G LTE, baterie de 2800 mAh. Și Xiaomi a avut lansări, dar le-a făcut separat, le-a făcut în China, nu au venit la Mobile World Congress. A debutat telefonul Xiaomi Mi 5C, care inaugurează un nou procesor produs de Xiaomi, Surge S1. Telefonul costă $218, are un ecran Full HD de 5,15 inch și camera 12 megapixeli în spate, plus frontala de 8 megapixeli. Bifează scanner de amprente, 3 GB de RAM, 64 GB de stocare și Android 7.1 Nougat. Are core metallic unibody, iar procesorul cel nou, Surge S1, fusese cunoscut ca Pinecone în scăpări. El are 8 core-uri și GPU Mali T860MP4, suportă VO LTE, încărcare rapidă și cam atât cu Xiaomi. AllView nu a lipsit de la MWC 2017, a debutat AllView X4 Soul Style, selfie phone arătos cu 4 GB de RAM. Rulează în Nougat,
Android 7.0 Nougat, are cameră frontală de 16 megapixeli cu blitz LED și deschidere F2.0, deci selfie-uri luminoase, și o cameră principală de 13 megapixeli, iar are un ecran Full HD de 5.5 inch cu sticlă curbată 2.5D și are un procesor octa-core Helio P10. Vine și cu baterie de 4010 mAh și emitător infraroșu, iar prețul este de 1399 de lei. Se livrează Orvio X4 Soul Style din 11 aprilie. Gata cu știrile, în sfârșit avem fail și win. La win intră acea achiziție slash parteneriat Nokia și firma Withings. Ei au cumpărat Withings anul trecut, au cheltuit câteva, nu știu, sute de milioane de dolari sau ceva de genul ăsta, dar a meritat. S-au băgat foarte serios pe piața de produse de sănătate și fitness, cei de la Nokia. Am văzut cântar, termometru, aplicație, portabile, ideea de a monitoriza toate aspectele sănătății umane și de a le centraliza într-un sistem foarte competent. Withings sunt francezi, din câte știu eu, iar Nokia are planul foarte mare legat de domeniul health. Ăsta ar fi win-ul. Și văd potențial în zona asta. Fail ar fi faptul că LG G6 are versiuni cu dotări lipsă în anumite zone de pe glob. Păi să vă explic. În primul rând, acel Quad DAC Hi-Fi exclusiv pentru Coreea de Sud, deci numai ei primesc acustică Hi-Fi, nu va veni în SUA, Europa sau Africa. Varianta cu 64 GB de stocare, doar în Coreea de Sud, noi primim 32 de GB, încărcarea wireless, doar în SUA, și LG G5 a pățit asta și el avea câteva chestii lipsă, parcă în Brazilia avea la procesor, spre exemplu, deci rușinică LG pentru faza asta, pentru lansări diferite în țări, continente diferite ale noului flagship. Acum, na, sunt first world problems, dar contează când vrei să revii după G5. Și acum trecem la întrebări. Ca de obicei, cine pe forum are prioritate? Vlad Ciprian are vreo 3 întrebări. Ce recomand ca telefon până în 300 de lei second hand pentru soția mea? Eu m-am orientat ca să fac spre un Galaxy S4 Mini Black Edition. Pachet complet, stare foarte bună. Recomand ceva mai bun până în suma de 300 de ron. Ceva mai bun? Îmi vine în minte primul Moto G. Mi s-a părut un telefon foarte bun la vremea aceea. Cred că au trecut nu știu câți ani, 3 ani sau 4 ani, în fine. Ideea este că am făcut poze cu el pe Viscol și a ieșit bine. Costa 800 de lei pe vremea aia. Mă gândesc că o fi acum totuși 300 de lei. Apoi, da, S4 Mini este o idee bună. Dacă găsești un HTC One Mini, n-ar fi deloc rău. Prima generație, mi-a plăcut foarte mult telefonul ăla. Mi-a plăcut mai mult HTC One Mini decât S4 Mini, avea camera mai bună. Dar găsești la banii aia, e super telefon. Poate noroc și găsești un iPhone 4S sau chiar 5, deși nu cred că 5 la banii aia. Și 4S ar fi rezonabil, deci cam asta te recomand eu. Când mai faci un retro? Păi avem acum în pregătire un telefon Samsung pentru DJ, ca retro review. Altă întrebare, dețin un Galaxy S6, merită să mă strofoc pentru S7, e posibil ca pe viitor să introduc în soft funcția de Glance. Cam asta e ce mă deranjează. Și când am făcut review la Galaxy S7, am zis că nu este un upgrade chiar foarte mare pentru S6 și că nu ar fi ideea să rămână la S6 și care l-au deja. Deci, asta zic și eu, poate să sar la S8 mai degrabă. Cristi Stancu mă întreabă, salut Alex, ce videoclip folosești atunci când testezi durata de viață a bateriei telefonelor? Păi folosesc acela cu un iepure, cred că îl găsești și pe YouTube. Este un clip cu un iepure care sare coarda, un clip folosit pentru a testa televizoarele, din câte am înțeles eu. Are vreo 9 minute. Cam asta îl folosim. Iar pe iPhone folosesc, cred că, trilogia Lord of the Rings, că e mai mare și, na, mai ușor de dat play și să-l lași acolo să-și facă treaba. Întrebări de pe YouTube. The Strix, salut, ce telefon recomand până în 1400-1500 de lei să aibă cameră bună și ecran mare? Păi, Samsung Galaxy A5 2016 sau ceva din seria 2017, deși nu au ajuns chiar la prețul ăla, Zenfone 3, Asus Zenfone 3, Huawei Nova, cam pe astea ți le recomand. Mihai Pelin, ce alege între P9 Lite și OnePlus XCH? Eu sunt pasionat de design, îmi place foarte mult designul OnePlus X, aș merge pe el, dar nu l-am testat. Asta e problema. În schimb, pe P9 Lite l-am testat și mi-a plăcut camera. Deci, camera sau design. Acum nu știu, poate are cameră bună și OnePlus X, din nou, nu l-am testat. Melania Luca, bună Alex, ce să aleg între reparația telefonului meu Xperia Z3 Compact sau achiziționarea unui PS4? Păi, clar, PS4 în principiu nu e bine să rămâi în trecut. Xperia Z3 Compact este trecutul și, na, PS4 înseamnă ceva nou. Ce v-am spune că este mai ieftină reparația decât PS4, deci nu mi se pare o comparație prea bună. Doar nu cred că o să coste, să coste reparația 11 milioane, în fine. Galaxy A5 2017, asta nu știu unde intră. Văd că este o întreagă chestie aici. Reparația telefonului meu Xperia Z3 Compact și PS4 sau Galaxy A5 2017 sau Xperia X sau X Compact. Deci împreună sunt toate astea. Dacă ar fi să aleg eu ceva, eu sunt cu Sony, aș repara instant Xperia-ul ăla și mi-aș lua și un PS4, te și joci pe consolă, ai și telefon, așa ai avea doar un telefon și atât. Pe de altă parte, dacă ți-ai Xperia X Compact, ăsta e un super telefon care e și compact, și luminos, și baterie bună, și cameră foarte bună, deci, na. Dar, din nou, ai avea doar telefon, așa e, și telefon și consolă.
Eu aș merge pe prima. Și îmi spune că este fan consolă. Foarte bine. Alex Coman, mai merită LG G3 sau Galaxy Alpha în 2017? Galaxy Alpha nu mi-a plăcut nici când a apărut prima oară, pentru că m-a dezamăgit camera. Designul era sexy, așa cu metal, dar era foarte tăios la degete, adică o să pierzi ceva epidermă. Deci, G3 se vede foarte prost la soare. Are un ecran foarte neluminos. Deci, nu pot să recomand niciunul. Dacă vrei neapărat ceva la banii aia, eu știu ce să zic, poate găsești un LG G4 mai ieftin sau ceva de gen, sau eu știu chiar un HTC One M8, dacă vrei neapărat ceva de pe vremuri. Încă se ține bine M8, știu pe cineva care îl are și merge ok. Ce părere despre camera foto Canon PowerShot SX150ES? O părere foarte simplă. Nu mă pricep. Cătălin Șerban, când va primi Galaxy S7 update-ul la Android 7.0 România? Îl tot aștept de o lună și nu vine. Asta în condiția în care a venit în alte țări. Cred că e vina operatorului de la care e la telefonul. Altfel nu-mi explic. Trebuie să-l primești până la finalul lunii în cel mai rău caz. Sebi Seba, de ce la specificațiile telefonului scrie la memorie 8 GB, 16 GB, 32 GB, când afli că trebuie să scazi cam 4 GB în cazul Android-ului din cauza OS și aplicații preinstalate? De ce nu e trecut direct spațiul disponibil? Păi na, chestie de marketing, cum ar fi să vină un singur producător să pună el acolo 12 GB? Păi aș zice lumea, ăsta a pus 12 GB, restul 16, nu mai cumpăr telefonul. E ca la taxiuri, când vezi că un taxi are 1,39 și altul are 1,40, e fix aceeași sumă, nu se simte 0,01 lei sau ceva de gen, nu se simte când călătorești. În fine, Andy Derioiu, salut Alex, poți să-mi spui și mie cum pot lua telefoane pentru recenzii ce trebuie să, și ce-mi trebuie să pot lua, mulțumesc anticipat. Păi în primul rând trebuie să ai oarecare reputație în online, adică nu poți trimite chiar un retailer la oricine, Evoma, Quick Mobile și ăștia. Dacă ai un canal YouTube și te exprimi coerent, competent și ai scule și filmezi bine și poți să faci un review care să fie și original, deci cred că îți dau oamenii, na. Este și Orange Smartphone Tester, din câte știu, un program la un moment dat și îi dau chiar la oricine, ca să zic așa, nu neapărat să fie un reviewer super galonat. Alex mă întreabă, salut Alex, spune-mi te rog ce părere despre HTC Desire 820, câteva argumente despre performanță, gaming, baterie, cameră, în ce lună cred să va primi Nuga. Eu sincer nu cred că mai primește Nuga, e un telefon vechiuț, mi-am amintesc că nu prea mi-a plăcut camera sa când l-am testat prima oară, tot ziceam că parcă Desire 816 avea camera mai bună, un pic. L-am testat în grădina botanică, avea memorie bună și n-a filmat nici foarte spectaculos și nici foarte frumos, n-a făcut poze. Eu aș merge mai degrabă la un Huawei Honor 6, dacă tu vrei chestii mai vechi. Honor 6, Honor 6 Plus, cred că costă și mai puțin acum. Sunt ok și la performanță, gaming, cameră, baterie, deci ia-ți un Honor 6, nu o să regreți. Life Facts, de ce nu sunt multe Apple Store-uri în România, București? Pe internet am găsit un Apple Shop, pe undeva pe la EMAG. Care e faza cu shop în loc de store? Și nu e fake, pentru că apare, l-am găsit pe site-ul de la EMAG. E vreo diferență între store și shop? Păi store este tăticul lor, este chiar magazin Apple, cu oameni de la Apple, deținut de Apple. Shop-urile sunt în contract cu Apple, sunt un fel de franciză, ceva gen Apple, dă-mi voie să vând produsele tale, bine, le vinzi, poți să faci magazinul cum vrei tu. Apple Store, în schimb, are o anumită identitate vizuală, este un fel de muzeu de produse Apple, mai mult decât magazin. La urmă, în Apple Store, lumea se duce să caște gura la arhitectură, la stilul Apple, deci cam asta e faza. Noi nu avem așa ceva încă. Dan, ce? Are o întrebare lungă. Ce părere despre George Buhnici și despre tehnica lui de a avea cât mai mulți abonați pe YouTube prin giveaway-urile făcute de el? Ce are el de câștigat din asta? Îl sponsorizează cineva? Dacă el ar avea ceva de câștigat, nu văd de ce nu faceți și voi. Spre exemplu, un giveaway la 100.000 de abonați oferi niște premii abonaților. Cred că voi ați fi mai popular pe YouTube decât el, pentru că nu prea îmi plac review-urile lui, că nu sunt așa detaliate ca ale voastre. Precum ale voastre. În fine. Te rog să-mi răspunzi la fiecare întrebare în parte. Ce să zic, multe întrebări. Păi fiecare face ce-l taie capul ca să-i crească canalul YouTube. În principiu nu ar trebui să spui prea mare speranță în giveaway-urile astea, pentru că o ai câștigat tu, nu știu, câteva zeci de mii de fani, dar că unii după aia dau un subscribe. Se înscriu, stau acolo, participă la concurs și apoi gata, dau un subscribe și cam asta e. Dar nu cu timpul se mai pierd din abonați, nu este o tehnică fail-safe asta. Plus că ne place să facem abonați în mod curat, să crească natural numărul de abonați, să nu crească artificial. Zicem noi că este mai bine. Nu strică concursurile, dar trebuie să ai în spate într-una cineva care să te ajute, adică să ne oferă o companie telefoane, dar nu stăm noi să cumpărăm 100 de telefoane, îți dai seama, ar fi super sacrificiu. Dar dacă ne propune cineva să ne dea telefoane pentru voi, vi le dăm cu dragă inimă, giveaway, fără probleme, toată lumea de câștigat, voi, noi abonați și compania care dă telefoanele ca faimă. Deci toate bune și frumoase, așteptăm să ne dea cineva telefoane, să vi le dăm vouă concurs. Cam acestea ar fi întrebările, trecem la diverse.
Ei bine, s-a lansat Nintendo Switch în România, disponibil la achiziție chiar acum. 1399 de lei consola, cine vrea să-și ia Zelda cel nou, 279 de lei, m-am jucat cu el și primele impresii nu sunt chiar bune. În primul rând e mai groasă tableta, ca să zic așa, decât mă așteptam, chiar foarte groasă, dar e ușoară măcar. Apoi, Joy-Con-urile alea se atașează destul de greu, alunecă pe un fel de șine, eu credeam că pur și simplu le pui acolo și gata, ca un modul de Moto Z. În fine, trebuie să apeși pe un buton special și în același timp să tragi de Joy-Con-ul ăla, nu e chiar de ușor. Iar asamblarea joystick-ului când pui cele două împreună e chiar foarte grea. Zelda nu arată chiar spectaculos, adică iarba prin care aleargă Link nu prea arată bine deloc, e cam de PS2 grafica. Apoi, ce să zic, este foarte haios jocul One to Switch, trebuie să recunosc, poți să mulgi o vacă, poți să te bați cu săbii, e cam când s-a lansat prima oară Wii-ul, este acel excitement și ha-ha-ha, ce haios e, ce fun e și altele. Nu avem browser, nu avem Netflix, magazinul de aplicație e cam gol deocamdată. Nu sunt foarte comode butoane, mi se par că e o consolă făcută pentru oameni pitici, pentru oameni mici, cu mâini mici, totul este mic, butoane mici, pad-uri mici, mă refer la pad-urile analogice mici, deci na. Am zis că s-ar vedea prost în bătaia soarelui și bateria ar fi doar 2-3 ore când joci Zelda. Măcar interfața este curată și destul de aerisită, iar consola stă bine în mână când pui și joystick-urile, deci asta este ok. În rest, ce să zic, am mai testat și beta-ul lui Ghost Recon Wildlands pe PS4, probleme gârlă, elicopterul se mișcă super aiurea, mașina se strică imediat, ce să zic, în rest, dacă aprinzi luminile se repară mașina automat. Vrea să fie un fel de The Division meets Metal Gear Solid 5 meets Far Cry, să zicem. În fine, nu m-a impresionat nici Ghost Recon Wildlands. În schimb, am văzut filmul Passengers, care toată lumea critică, inclusiv eu, când am văzut trailerul, am zis, vai de capul meu, ce porcărie. Nu e chiar atât de rău. Chris Pratt și Jennifer Lawrence sunt pe o navă care trebuie să ajungă la o colonie interplanetară, Homestead 2, și fac 120 de ani până acolo. Problema e că în loc de 120 de ani, se trezește Chris Pratt după vreo 30 de ani cu 90 de ani rămași până la destinație. Pentru că se plictisește după un an, evident, joacă biliard acolo, bowling, mănâncă, îi crește barba, umblă dezbrăcat, asta face de lungul unui an, se plictisește și o trezește pe Jennifer Lawrence din criogenie și uite așa, ei doi singuri pe navă, apar conflicte, începe să strice nava și trebuie să o repare și să ajungă la destinație. Am văzut și Oscarurile, a luat Moonlight pentru cel mai bun film, se putea mai rău, putea să fie La La Land, cel mai bun film. Să zicem că sunt cât de cât de acord cu asta, cu Moonlight. Emma Stone, cea mai bună actriță, nu. Isabelle Huppert era mai bună. Zootopia, cel mai bun desen, da, merge. Mergea și Kubo and the Two Strings. Viola Davis, cea mai bună actriță secundară. Să zicem că merge, chiar și pentru simplu fapt că a avut un discurs foarte bun de acceptare. Mi-a plăcut mult discursul ei. A plâns, a fost foarte emoționată. Casey Affleck, pentru cel mai bun actor. Da, merge și el, dar este, cum să zic, este un performance care implică să te uiți pe pereți și să fii deprimat, ceea ce nu e foarte greu, pentru că dacă îl vezi pe Casey Affleck la orice interviu, el așa e din fire, deci nu cred că a fost foarte greu. Apoi a luat cel mai bun actor secundar, Mahershala Ali, deci, na, actor secundar, a jucat cam puțin în Moonlight, cred că merita altcineva totuși, poate chiar Hugh Grant în Florence Foster Jenkins. Cam acesta a fost MobiCast 158, cam acesta a fost detaliile despre Nintendo Switch și Mobile World Congress, ne-au zis săptămâna viitoare, când vine căldura, poate apar florile și facem poze cu Huawei P10, vine și review complet. La revedere!